Eu cred că am șanse. Și cred că am șansă și în fața președintelui Klaus Iohannis. Pentru că întotdeauna am demonstrat că pot fi și premierul tuturor românilor, deci pot fi președintele tuturor românilor. Am demonstrat că pentru mine este important consensul, este important echilibru, este importantă solidaritatea, este important ceea ce fac pentru România și pentru români. Și cred că în acest moment de acest lucru au românii nevoie. Eu cred că perioada în care împărțim românii în românii mei și românii altor partide, în guvernul meu și guvernul altora, trebuie să înceteze. Cred că am demonstrat că pot să-mi reprezint țara cu demnitate pe plan extern și știm că în atribuțiile președintelui sunt politica externă și politica de securitate. Și cred că toate aceste lucruri vor fi apreciate de cetățenii români. Cred că pot să demonstrez că o campanie poate fi făcută pe proiecte, pe consens, pe lucruri bune pentru cetățeni și nu prin jigniri sau violență verbală. Cred că pot să demonstrez în perioada următoare că un președinte trebuie să fie președintele tuturor românilor și că pentru prima dată în istoria acestei țări putem avea un președinte femeie. Și dacă am fost primul premier a României femeie, primul președinte de partid femeie, primul președinte care a condus președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, tot femeie, și am demonstrat că pot să fac performanță, cred că cetățenii pot avea încredere că este timpul unei președinte al României femeie.